Azi vom vorbi despre cum putem să creăm un site în mod gratuit și fără cunoștințe de programare. În ziua de azi sunt foarte multe platforme care ne oferă această șansă. Una dintre ele este și WebWave. Vom fi cumva obligați să ne conectăm, să ne creăm un cont pe această platformă înainte de a putea crea un site. Am ales această platformă deoarece este foarte ușor de manevrat. Totodată ne oferă posibilitatea să aranjăm elementele cu exactitate de un pixel. Este ușoară de a fi înțeles unde se găsesc elementele și cum pot fi ele manevrate. Vom putea crea un site fie în baza unui șablon sau chiar de pe baza unei pagini web curate. Și totodată oferă securizare și monitorizare de către administratorii a platformei care sunt deja cu experiență. Deci, în primul rând, după cum am zis, va fi necesar să ne creăm un cont pentru a putea crea un site în mod gratuit. Contul acesta poate fi fie să vă logați sau fie să-l creați deja cu un cont Facebook, dar în momentul când suntem deja ne-am logat, automat se va deschide pagina noastră de unde deja vom putea continua lucrul. Vom accesa butonul Creează un site nou pentru a începe proiectarea site-ului. Aici vor fi oferite o serie de șabloane. Putem trece prin ele pentru a vedea care șablon este mai potrivit pentru noi. Dacă ne propunem un site de frumusețe, atunci vom alege acest șablon și selectând butonul verde, aleg acest șablon. În cazul când dorim să creăm un site începând cu o pagină web curată, avem posibilitatea și lucru dat să-l afișăm. Aici durează un pic până se vor încărca fișierele. Așa, și s-a deschis site-ul propus de către această platformă. Aici avem meniul. Desigur că noi meniul putem să-l modificăm după bunul nostru plac, să adăugăm sau să lichidăm tabor din meniu. Putem face scroll și a verifica mai jos ce este inclus. Fiecare imagine poate fi modificată de către noi și adăugată o alta. Imagine pot fi încărcate fie direct din calculatorul nostru, dacă le avem, sau din biblioteca oferită de către ei. Deci vom încerca să facem un pic de adaptare. Așa, după cum am menționat anterior, putem face orice modificare asupra tuturor elementelor care sunt plasate aici prezente pe site. Totodată putem să avem posibilitatea să vedem cum va arăta acest site pe diferite dispozitive. Dacă vă uitați aici în bara de sus, veți găsi cum va arăta site-ul respectiv pe telefon. Deci este această optimizare posibilă, asta este un plus pentru site-ul care îl creăm. Ne întoarcem înapoi în regimul desktop. Totodată avem posibilitatea să vedem cum va arăta site-ul înainte de a-l publica. Acest lucru îl putem efectua aici la ochișorul din colțul de dreapta sus. Accesând, vedem cum arată site-ul nostru în realitate. Despre noi, galerie, beauty, ne întoarcem înapoi la pagina home, ceea ce este foarte important. Accesând, să putem reveni la pagina inițială. Ne întoarcem înapoi spre editarea site-ului pentru a vă arăta cazul în care doriți să adăugați un alt buton, un buton nou pentru meniu, sau dacă dorim să lichidăm un anumit buton, cum se efectuează lucrul dat, de asemenea puteți să redenumiți aceste butoane. Mai întâi trebuie să fie selectat, totodată aici ne vom duce în butonașul. Vreau să vă arăt că toate panourile acestea ele se pot plasa și se pot ascunde. Vedeți? Deci accesând click, de exemplu, pe butonul plus, aici putem lucra cu toate elementele site-ului. Și, de exemplu, în cazul nostru meniu, puteți să vă alegeți o altă posibilitate, o altă versiune a meniului, în care să fie prezent și logo-ul. Haideți să executăm click pentru a vă arăta cum va fi dispus lucru dat. Aici avem posibilitatea să adăugăm imagine pentru logo. Pentru a efectua lucru dat, se poate selecta
și clic dreapta, modifică imaginea. Putem selecta o imagine cu logo-ul nostru. Acestea au apărut aici deoarece le-am setat anterior, în caz că ele nu se vor regăsi aici și nici n-au cum să se regăsească. Vom accesa opțiunea încarcă fișiere din calculator pentru a descărca o anumită imagine, da? Ea se va regăsi în biblioteca cu imagini și se va plasa în cazul dat aici. Dacă se dorește o modificare, ne ducem înapoi la modifică imaginea, se selectează care se dorește și accesăm pe alege. Ar fi bine imaginile să fie optimizate pentru a se încărca mult mai ușor. Executăm butonul alege. Dar în cazul că noi nu dorim aceasta și ne satisface meniul care este dat aici, atunci putem să executăm combinația de taste Ctrl-Z, care ne va întoarce cu un pas înapoi. Sau lucru dat îl puteți găsi și aici în meniul editare și anume opțiunea anulare. Am zis că putem modifica sau aduce modificări asupra meniului, se selectează și vom selecta aici, așa, dublu clic pe el. Vom pune să fie toate panourile deschise. Dacă careva din ele ne încurcă, le putem plasa înapoi. Așa. Și lăsăm doar panoul de setări să fie prezent. Aici putem să edităm întregul meniu sau câte un buton aparte. Vom lăsa întregul meniu. Avem posibilitatea să modificăm alinierea meniului, să nu fie la dreapta, dar să se regăsească, de exemplu, la stânga. Lucrul dat îl puteți face aici din setarea dinamică a poziției. Vedeți, automat s-a modificat. Totodată puteți alege cum să fie aliniat meniul. Dacă nu, debifăm butonul și revenim la poziția inițială. De asemenea, avem posibilitatea să edităm fiecare buton din meniu și totodată să mai adăugăm butoane noi, dacă este cazul, prin editează conținut. Aici avem butoanele care sunt. Putem crea un buton nou, dacă se dorește. Aici executăm clic pe editează și introducem, a fost denumirea servicii. Așa, salvează sau pur și simplu șterge acest buton că nu este cazul. Dacă se dorește un buton nou, creează pe un buton nou. Denumire, putem să alegem servicii. Și adaugă. În cazul dat, treci la o subpagină, de exemplu. Și va fi la pagina servicii să fie, da? Adaugă. A apărut. Ne uităm pentru a fi, desigur că putem să modificăm și locul, să nu lăsăm pe prima pagină, dar să-l aducem între galerie și prețuri. Aici, iarăși, fiecare pagină poate fi, vedeți, denumirea, treci la subpagină, prima pagină, denumirea subpaginii să fie. Putem modifica orice acțiune. Salvăm și închidem această casetă. Continuăm mai departe cu setările fundalului. Dacă dorim să modificăm culoarea meniului care se află aici, da? Observăm că implicit s-a setat alb. Noi putem modifica culoarea. Aici avem posibilitatea să o alegem. Dacă se dorește un pic mai evidențiat cumva, se selectează și apoi se testează OK. Desigur că putem să-i alegem și stilul, imaginea de fundal, dacă se dorește de modificat. În cazul dat, noi nu o să alegem nicio imagine de fundal pentru meniu. Rotungirea, este posibilitate ca să fie rotunjit însă și meniul, colțurile sale să fie rotunjite, observați aici că este setat la 21 de grade. Putem să plasăm să fie la 0 grade și dacă vă uitați atent, deja la noi meniul este dreptunghiular, fiindcă a fost specificată o mențiune atunci când se creează, ar fi bine să ducem cont de forma grafică a tuturor elementelor care se află pe site.
dacă mergem spre cu colțuri rotunjite, atunci ar fi bine să păstrăm peste tot așa ceva. Deci am putea să-l plasăm la 20 de grade pentru a-l lăsa așa. Umbre, dacă este cazul, putem să adăugăm aplicarea culorilor. Aici, iarăși, putem să selectăm culoare pe fundal. În locul de alb să fie o altă culoare, o să vedeți că o să fie acoperit. De asemenea, modul cum se poate combina însă și butoanele cu culoarea fundalului meniului, o puteți alege de aici. Putem selecta câteva ca să vedeți care este modificarea lor. Noi o să revenim la normal și culoarea o vom plasa să fie albă. Așa, normal. Iată așa. Cam asta-i. Debifăm opțiunile ce le puteți face asupra meniului.